mulțumesc că m-ați așteptat. M-am deplasat în Focșan pentru că am vrut să discut aici cu autoritățile și să dau acest mesaj al implicării mai active în soluționarea unor situații de tipul celei pe care o am discutat-o astăzi, și anume un număr de cetățeni sri-lankezi aflați în relații contractuale cu o societate, se află în căutarea unui alt loc de muncă ca urmare a încetării contractelor respective. Eu, cum știți, sunt implicată în a sprijini pe oricine vrea să muncească în România, indiferent că este român sau vine dintr-o altă țară. Orice om care vrea să muncească în România trebuie să știe că instituțiile centrale locale, mai ales cele locale, sunt disponibile să facă tot ce se poate pentru a le găsi o variantă de lucru. Sunt multe aspecte care mi-au fost clarificate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă și de către ceilalți colegi implicați. Am reținut că este un adevărat parcurs care ne-a dus până în situația de față în care s-a decis întreruperea contractelor de muncă. Ca și în cealaltă experiență pe care știți că am avut-o, sunt conștientă că această perioadă de pandemie a creat anumite emoții și pentru angajatori și pentru angajați. Când te confrunți cu informații, cu vești de la alte persoane, alți prieteni care au la rândul lor frânturi de informații, intri deja într-o spirală și încerci să judeci lucrurile sub imperiul emoției. Este clar că soluțiile pe care le găsim acum trebuie circumstanțiate perioadei pandemiei și emoției create în jurul pierderii locurilor de muncă, respectiv în jurul posibilității de îmbolnăvire. Dar orice om care trece printr-o asemenea situație trebuie să aibă certitudinea că instituțiile statului găsesc soluții dacă el vrea să rămână să muncească. Și înțeleg că și aici este cazul un număr important dintre dânsi și vreau să existe acest sprijin de îndată ce se ivește o situație, ci nu să lăsăm lucrurile să treneze și să sperăm într-o rezolvare divină, pentru că tot noi, cei care răspundem de instituțiile publice, trebuie să ne implicăm și să găsim soluții. Va mai mult, mi-a făcut plăcere să constat că s-a lucrat cu societatea civilă aici pentru găsirea unor alternative. Este foarte bine. Ca om format în mediul neguvernamental, văd și aici rolul organizațiilor neguvernamentale în a genera soluții. Este foarte bine. Dar acest lucru nu înseamnă că implicarea unor entități neguvernamentale absolvă de responsabilitate instituțiile care trebuie să găsească împreună soluții, între ele organizațiile neguvernamentale cu care se lucrează după caz. Pe scurt, am certitudinea că domnul prefect, colegii mei de la prefectură, vor urmări ca în următoarele zile, s-a dat un termen de 2 zile de către AJFM, să li se oferă acestor oameni mai multe variante pentru relocare. Inspectoratul General pentru Imigrări, care a fost de față, va aduce la zi discuții pe care înțeleg că le-a avut cu fiecare dintre dânsii pentru a îi întreba și a le da posibilitatea să opteze între relocare și varianta, care din păcate nu se poate pune în practică imediat, varianta repatrierii. Au dreptul să iau o decizie în acest sens și am rugat IGI să reia discuțiile pe această temă, Inspectoratul General pentru Imigrări. Cei care au o evidență a intrărilor în țară, respectiv, după cum i-au confirmat, au o evidență a situației întreruperii contractelor de muncă prin obligația angajatorului de a informa IGI la momentul la care le întrerup aceste contracte. De îndată ce se va face această discuție, vom avea o poză clară a celor care doresc să se relocheze. Din ceea ce eu știu, ei își doresc să rămână în România, dacă, bineînțeles, li se oferă o alternativă viabilă. Se va întâmpla această discuție, AJFM se va implica alături de IGI în prezentarea unor oferte alternative și, bineînțeles, am încredere că se va dialoga cu dânsii și vor fi ajutați pentru a lua o decizie în continuare.
Nu este o soluție să blamăm niciun angajator doar ca o concluzie precipitată, cum că vina aparține unuia sau altuia. Insist pe faptul că a fost o situație de emoție, de îngrijorare vis-a-vis de ce se întâmplă. Se comunică și pe căi informale, nu toți urmărim, din păcate, sursele oficiale și cu atât mai dificil pentru cineva care nu vorbește limba română. Pe fondul acestor emoții și transmiterii de date, de experiențe dintr-o parte într-alta, s-a ajuns până la situația la care, deși nu aveau simptom, deși nu erau diagnosticați cu COVID, repet, pe baza circulării informațiilor dintr-o parte într-alta, s-a ajuns până la stadiul în care nu s-au mai prezentat la serviciu, fiind dreptul angajatorului, și am verificat cu Inspecția Muncii, dacă Inspectoratul Teritorial de Muncă, dacă s-au respectat procedurile, și răspunsul primit este că s-au respectat, fiind dreptul angajatorului de a lua decizii corespunzătoare atunci când salariatul nu se mai prezintă la serviciu. Sigur că din acel moment, având în vedere situația specială a acestor persoane care vin în România, celelalte instituții trebuie să se activeze imediat. Inspectoratul General pentru Imigrări, AJOFM, toți cei care pot pune umărul pentru a le oferi acestor oameni alternative, sunt oameni care vor să muncească în România, care vin să muncească, vin să facă o activitate pentru care să fie plătiți, respectiv să intre într-o activitate care sprijină orice societate comercială care are nevoie de forță de muncă. Orice om care vrea să muncească în România, orice om care își vede de treabă, trebuie să fie ajutat de stat, cu atât mai mult cineva care nu vorbește limba și căruia este mai dificil să găsească alternative. Nu s-a întâmplat până acum, pentru că eu am un alt fel de a face politică, respectiv de a conduce instituțiile, așa cum știți, sunt un om implicat. S-a creat această impresie că la București se rezolvă lucrurile la Ministrul Muncii. Voi rămâne implicată, dar voi rămâne implicată alături de instituțiile din plan local, care sunt primele care intră în contact cu situația acestor oameni sau altor categorii care își pierd locul de muncă și care trebuie să genereze soluții. În ce mă privește, în cursul zilei de astăzi termin proiectul de lege la care lucrez, chiar din perioada în care am deplasat în Germania pentru a vedea care este situația lucrătorilor români care lucrează sezonier în Germania, pentru că am deja niște soluții legislative conturate care să îmbunătățească situația lor prin perspectiva creșterii obligațiilor agențiilor de plasare a forței de muncă, respectiv printr-o gestionare mai eficientă a relației dintre aceste entități care facilitează contactul românilor în căutarea unui loc de muncă cu angajatori din afară și instituțiile statului, adică instituțiile, agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, pentru a da o soluție instituțională celor care au nevoie de soluții. Pentru cei care vin în România să muncească, avem de revizuit mai multe lucruri, inclusiv cu privire la entitățile care se ocupă de intermedierea contractelor lor, adică celor care vin din străinătate în România lucrăm. Astăzi o să finalizăm legea 156 pe 2000 care privește activitatea românilor în afară cu niște îmbunătățiri, iar în maxim o săptămână am propus să o termin pe aceasta ca urmare a tuturor concluziilor pe care le-am strâns, care vizează venirea în România a celor care doresc să lucreze aici și care de asemenea încep să activeze în baza activității unor entități de plasare a forței de muncă și care respectă o procedură implicând Inspectoratul General de Imigrări, împreună cu care vom face niște propuneri de revizuire a legislației pentru creșterea responsabilității tuturor actorilor. Până asta, dumneavoastră. Ați fost supărată pe managerul societății firmei de confecții pentru măsura luată? Nu am supărat, doamna. Am doar reacții bazate pe date și pe informațiile pe care le primesc de la alte instituții. Relevant nu este supărarea sau bucuria mea, pe mine mă interesează ca
cei care doresc să muncească și pot să muncească în România să aibă încredere că angajatorii le respectă drepturile și că atunci când se întâmplă știu care este procedura prin care poate să se sesizeze dacă sunt abuzuri. După cum mă interesează și ca pe umerii angajatorilor să nu fie pusă această etichetă sau pe activitatea dușilor să nu fie pusă la nivel general o etichetă de oameni care se ocupă cu orice altceva mai puțin respectarea drepturilor angajaților, pentru că n-ar fi corect. Bun, altceva, noi am vorbit în dimineața asta cu angajații care au fost concediați. O parte dintre ei spuneau că documentele medicale necesare pentru repatriere a celor care vor, desigur, să meargă înapoi în țara lor, sunt în copie, ori autoritățile lor le-au cerut documente în original. Nu știu dacă știați treaba asta. Aceste informații legate de repatriere sunt în mod evident la Inspectoratul General pentru Imigrări, respectiv la Ministerul Afacerilor Interne, care coordonează activitatea acestora. Sunt în contact colegii mei. Nu mi s-a ridicat o asemenea chestiune în discuție, pentru că, repet, din datele pe care le avem, ei își doresc să fie relocați și să-și continue activitatea în România. Și ca atare, în momentul în care astăzi, la zi, pentru că își schimbă părerea, am observat din... și e dreptul dânșilor să-și o schimbe pe baza informațiilor pe care le primesc. Dacă vom avea la zi o situație a celor care vor să se repatrieze și dacă constatăm că sunt probleme, în mod evident, IGI se va implica și va da un răspuns pe această chestiune. Și dacă te opunem de idei, tot ei ne-au reclamat în dimineața asta că pe durata concediului medical, a spitalizării și a concediului medical, nu au primit niciun fel de drepturi bănești. Asta au reclamat ei, nu știu cât e de adevărat. Inspecția Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă se uită cu atenție la tot ce înseamnă și mi-au confirmat, am întrebat de mai multe ori, mi-au confirmat care sunt constatările, care rezultate din activitatea angajatorului. Nu figurează ceea ce îmi spuneți printre concluziile despre care am discutat. Respectiv, în ceea ce privește concediile medicale, nu am informații care să confirme ceea ce dumneavoastră spuneți. Din momentul în care ei solicită aceste concedii medicale, intră deja în relație cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru recuperarea sumelor. Neavând aceste informații, nu pot decât să presupun că este corect ceea ce spuneți, dar nu m-aș lansa în comentarii fără să nu pot de date relevante. Doamna ministru, s-a luat legătura cu ei, s-a discutat cu ei? Au avut vreun reprezentant? Și o problemă legată de comunicarea în limba engleză sau în limba lor maternă? Eu am venit să rog instituțiile să-mi confirme că s-a comunicat și știu că s-a comunicat cu și așa cum se comunică și în altă părți ale țării în care mai apar situații în care au nevoie de ajutor. Este în mod evident, în primul rând, rolul celor de pe plan local, al IGI local, care are un reprezentant aici, al AJUFM local, i-am cerut doamnei director să fie cu mult mai activă decât primirea unei situații. Toți acești oameni au responsabilități în plan local, sunt în coordonarea colegului meu, domnul prefect, care acordă toată atenția acestui caz. De comunicat, înțeleg că s-a comunicat. Așa este normal să se întâmple, instituțiile se activeze în orice moment, aici, în altă parte a țării. În orice moment cineva are nevoie, trebuie să știe că trebuie să sprijine pe instituțiile statului român din proximitate, adică chiar din orașul sau din județul în care sunt, din alte județe unde mă aștept de asemenea să există o disponibilitate de colaborare dacă se epuizează ofertele de muncă în acest județ, mă aștept să existe o colaborare. Dincolo de fișa postului, eu cred că trebuie să găsim soluții inițial pe plan local, pe plan regional și abia după aceea să vedem în ce altă parte se mai pot găsi ele. Președintele ANOFM, domnul secretar de stat Luca Pico, a fost astăzi cu mine tocmai pentru că urmează să luăm niște decizii legate de popularizarea tuturor ofertelor de muncă pentru toți cei care își caută o alternativă în situații în care contractul de muncă se întrerupe din cauze neimputabile angajatorului.
mod cert, dincolo de fișa postului, trebuie să facem mai mult pentru ca ei să știe că există alternative dacă își doresc să-și continue activitatea, iar statul român vrea să încurajeze acest lucru, ci nu să îi determine să nu muncească nici pe dâns și nici pe nimeni, de fapt. Despre câți angajați vorbim, cei care au rămas fără contracte de muncă? Am cerut o situație, sunt mai multe valuri care au intervenit, unii ca urmare a contractului desfăcut din acordul ambelor părți, unii care sunt în situația contractului desfăcut din renegocierea sau prin încercarea contractului colectiv de muncă, sunt peste 40 de persoane, sunt unele care se întorc acum, mă rog, de unde plecaseră și domnul prefect vă va da situația exactă a celor care astăzi, că înțeleg că și ieri s-au depus la Inspectoratul Teritorial de Muncă mai mult informări despre încercarea contractului de muncă, aproximativ 40, dar rămâne să vadă domnul prefect dacă doresc să continue activitatea acești oameni la această societate sau în altă parte sau dacă renunță la contractul de muncă și caută în altă parte. Există vreo suspiciune de abuz din partea angajatorului în acest caz? La ce fel de abuz vă gândiți? La abuzuri? A fost legal? Inspecția Muncii mi-a confirmat la cele două, trei întrebări ale mele pe această temă că au fost respectate procedurile legale. La discuția care a avut loc astăzi a fost și un reprezentant al lor sau care să vă exprime personal doleanțele? Este rolul domnului prefect și a celorlalte instituții să intre în colaborare cu fiecare dintre dânsii, nu în colaborare, într-un dialog și să aducă la zi niște informații pe care le aveam vizând ceea ce își doresc dânsii. S-a comunicat în fiecare zi. Adică nu e că n-am comunicat azi și sau azi nu, și s-a comunicat în fiecare zi cu dânsii de către diverse instituții, adică și AJOFM puțin și IGI puțin, de aceea i-am rugat să se pună la oaltă și să asigure o coordonare mai bună a comunicării cu dânsii și să aducă la zi lista doleanțelor. Adică, dumneavoastră, de ce ați luat decizia să veniți la acest caz, să vă implicați personal? Pentru că în țară sunt destule situații de acest gen. Tocmai am explicat, pentru a da un semnal că soluțiile trebuie găsite în primul rând pe plan local. Dacă nu există posibilitatea de rezolvare, următorul nivel este pragul regional, adică județele din jur. După ce am epuizat și acest prag, mergi și găsești soluții la nivel național, eu sunt omul cu care se poate găsi soluții. Pe de altă parte, mi-a fost de folos și mie faptul că am trăit o experiență la București pe care o cunoașteți, nu înseamnă că am înțeles toate detaliile ca să pot să finalizez modificările pe cadrul legal de care vă spun că mă ocup în acest moment. Ca să pot să am certitudinea că girez niște decizii ale echipei mele care îmi propune o serie de modificări, trebuie să înțeleg situația din teren. Mi este foarte ușor să iau doar la citit rapoarte și să pretind că mi-am făcut o părere. Eu cred că cel mai bine pentru mine, ca să girez anumite propuneri de modificare legislativă, este să înțeleg situația din teren. O singură experiență nu este necesar. Am simțit că este nevoie să am și această experiență, care este ușor diferită față de cea pe care am trăit-o, ori de câte ori pot și, în mod evident, cum știți, activitatea Ministerului Muncii este, sper că sunteți de acord cu mine, foarte complexă. Sunt și în alte părți și pe alte chestiuni, atât cât pot, voi veni ori de câte ori, apreciez că mi-este de folos pentru a-mi face o părere concludentă, mai ales când mă aflu în fața unor modificări legislative, așa cum intenționez. Respectiv, decizii administrative, așa cum intenționez. Lucrătorii Sri Lankei, printre altele, au reclamat și faptul că un contract a fost negociat în Sri Lanka, iar în momentul în care au venit în țară, li s-a pus în fața un alt contract în limba română pe care ei nu l-au înțeles, dar au fost nevoiți să-l semneze pentru că altfel este una dintre problemele pe care o voi cuprinde în modificările pe care le aduc, atât cu privire la situația românilor noștri care pleacă în afară și care mi-au sesizat anumite practici în acest sens, și anume o variantă ar fi primită-o și alta acolo. Am să
Este una dintre propunerile de schimbare la care mă uit, respectiv pentru cei care vin să lucreze în România, de asemenea se vor regăsi anumite propuneri în legislație. Pe de altă parte, așa cum vă spuneam, deja am concluzionat faptul că responsabilitatea agențiilor de plasare a forței de muncă trebuie să fie puțin mai mare și ca atare și aici am în intenție să iau niște decizii în sensul de a sprijini o modificare legislativă care să ducă la creșterea responsabilităților. În sensul în care, la aceste întrebări legate de situația în care un contract îi pui clientului tău la dispoziție în țara în care pleacă și altul, este o întrebare la care trebuie să vă răspund acești intermediari de oferte respectiv locuri de muncă. Eu nu spun că nu se pot ivi situații în care chiar la fața locului și înțeleg că se practică și acest lucru, agențiile de plasare a forței de muncă joacă acest rol de intermediere, dar la fața locului, fiind dreptul celor două părți, așa cum este și între dumneavoastră și angajatorul dumneavoastră, să stați separat de o terță parte la masă și să eventual să vă completați în sensul avantajos dumneavoastră contractul respectiv. Această terță parte face tot ce ține de ea ca să vă pună în contact, dar este dreptul dumneavoastră când ajungeți la locul de muncă și considerați că vă reprezentați mai bine interesele și puteți intra într-o discuție, să inițiați un asemenea dialog. Important este să aveți sprijinul necesar ca să înțelegeți toate implicațiile, ca să puteți semna un contract onest și pentru dumneavoastră și pentru angajator. Eu vă mulțumesc și vă rog. Mai am o întrebare, doamna ministru. Vă rog frumos. O să vă trebuiască să mă retrag. La 5 trebuie să fiu la București. Colegul meu, domnul prefect, rămâne la dispoziția dumneavoastră. Dacă se poate să mai vorbim cu dumneavoastră. Va trebui să plec pentru că trebuie să ajung la București. Dar vă rog să-mi spuneți 2 minute în ordine. Voiam să vă întreb cum, dacă dumneavoastră considerați că există complicități la nivel local între ITM-uri și anumiți mari angajatori. Și de ce vă spun asta? Pentru că foarte multă lume scrie ziariștilor și le spun, domnule, eu nu fac plângere, că oricum plângerea aia, dacă e mare angajator, nu se rezolvă nimic cu ea. Ați identificat cumva complicități și încercați să le combateți într-un fel? Nu am aceste informații ca să fac o asemenea afirmație că sunt sau nu complicități. Cel mai fidel barometru, cel mai obiectiv barometru pentru mine sunt chiar sesizările de la oameni. Și am cerut inspecției muncii, nu am cerut, le-am și spus că urmăresc, și așa și este, urmăresc periodic acest lucru. Le-am cerut să-mi demonstreze cum inițiază activitățile de verificare. Pe baza ce? Pe baza autosesizării, pe baza sesizării oamenilor, cum arată aceste sesizări, în ce măsură păstrează confidențialitatea pentru a nu se ajunge într-o situație în care cel care a făcut sesizarea să fie chiar primul care suferă, cum se derulează aceste verificări și contez mult pe sesizările oamenilor pentru a schimba puțin optica pe care poate o și sesizați, pentru că văd deja că se schimbă lucrurile la inspectoratele teritoriale de muncă, și anume să valorizeze mai mult sesizările de la oameni în activitățile de control. Să vă vorbesc eu despre complicitate și știți că nu mă caracterizează, nu sunt omul care să facă afirmații de acest gen. Dacă ele există, există instituții ale statului care să se sesizeze și să ia măsuri. O ultimă întrebare. Dacă puteți estima numărul șomerilor la finalul acestei perioade de pandemie? Sigur, o să am o comunicare chiar foarte curând pe această temă, pentru că, dincolo de evoluția contractelor suspendate și o involuția, din fericire, și anume persoane cărora li s-a ridicat această măsură a suspendării temporare a contractelor de muncă, am cerut mai multe informații care să ne arate ce se întâmplă cu persoanele aflate cărora li se întrerupsese contractul. Constatăm o evoluție în bine a acestei cifre, în sensul în care sunt prinși în activitate. O să prezentăm o situație din care să vedeți care este numărul total al persoanelor angajate în acest moment, în comparație cu perioada anterioară, și sincer, le mulțumesc foarte mult angajatorilor care dau deja acest semnal. Se vede din descreșterea numărului de contracte
încetate și din cuprinderea lor în activitățile curente se vede o revenire în economie și cumva și o încredere pe care angajatorii au să-i preia pe acești oameni și să-i angajeze. Nu neapărat unde au fost, adică nu că sunt aceiași angajatori care le-au suspendat contractul, ci sunt în alte entități economice care e clar că dau semnalul că vor să-și dea activitatea. Ca să sintetizez, nu ascund cifre, dar în mod evident, după anunțarea măsurilor active de către guvern, și anume acoperirea 41,5% din câștigul salarial, dar nu mai mult de 41% din salariul mediu brut, pentru toți cei care au fost în șomaș tehnic și revin în activitate, măsura legată de acoperirea jumătate din salariul persoanelor care fie aparțin grupei de vârstă 16-29, fie sunt peste 50 de ani, dar până la o limită de 2500 de RON, deja se resimte în statistica pe care o avem în revisal. Părerea mea este că se vor schimba lucrurile în perioada următoare și că seriozitatea guvernului, faptul că șomajul tehnic a ajuns la oameni, poate cu anumite imperfecțiuni, dar a ajuns, partea de plată pentru profesioniștii plătiți conform codului civil, deci tot ce înseamnă PFA, întreprindere familială, faptul că au văzut, repet, poate cu anumite imperfecțiuni, că lucrurile se mișcă, guvernul s-a mișcat serios și au făcut aceste plăți. A venit deja cu primele măsuri de sprijin pentru cei care își reau activitatea, se resimte în statistica pe care noi o avem cu contracte suspendate. Pe mine mă bucur acest lucru. Asta înseamnă că oamenii doresc să se reîntoarcă, pentru că aceasta este singura. Guvernul este în sprijinul lor prin toate aceste măsuri, dar singura cale prin care o firmă poate să reziste și salariul poate să aibă continuitate este să muncim și cei care s-au angajat și angajatorii. Dacă pe subiectul conferinței, întâlnirii aveți, domnul prefect, vă rog, legat de salariul minim despre care se discută la nivelul european. Domnul vă răspunde, vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi bună. Ce l-ați comunicat dumneavoastră ca prefect acestor oameni după întâlnirea cu doamna ministru? Pe scurt, că ne interesează soarta lor, ne preocupă. Toate instituțiile au primit dispoziția de a se implica total, nu numai în litera legii, ci și omenește, să facem tot ce se poate, astfel încât să găsim soluții pentru ei. Vă mai spun mai mult, că legat de faptul că o parte dintre ei au fost afectați de coronavirus. Ne-am implicat total. I-am testat pe toți. I-am scos din mediul în care erau și am avut în vedere să fie vindecați. I-am izolat în tabăra de la Zărăciu, după cum știți, unde au fost tratați cu foarte mare atenție. Știți bine că ei au și un specific gastronomic și cultura lor specifică și sunt sigur că și-a exprimat mulțumirea pentru toată atenția pe care le-am acordat. Angajatorul și-a exprimat intenția de a renoi contractele celor care vor să muncească în continuare la aceeași societate? Deci, angajatorul a suspendat contractele de muncă în două situații. Unu, pe motive de indisciplină, de neprezentare la muncă, au fost 20 de contracte suspendate și alți 21 care și-au dat demisia de bunăvoie. În rest, toți ceilalți, fie sunt deja la muncă, mai sunt o parte la Gălățiu, care vor reveni din nou la serviciu. Și dacă ei vor să muncească în continuare acolo, e dispusă doamna Plăcintă să se angajeze? Doamna Plăcintă este dispusă să se angajeze, să-i țină în continuare. Ei nu sunt... Deci au plecat disciplina 20, cum am spus, acum o lună jumătate, și încă 21 la cerere. Da? Și-au dat demisia. Și unde sunt acum? Unde sunt acum? Ei sunt în apartamentele pe care le-au închiriat în oraș, sau o parte din ei sunt încă la campusul de la Garoafa. Unde aveți încredere să relocați aceste persoane? Ați gândit deja, ați identificat niște locuri de muncă, angajatori disponibili să-i preia? Da.
ne-am preocupat de acest aspect, am informat AJOFN-ul, nu am informat, de fapt le-am cerut să intervină și să distribuie în cercul de angajatori din județ oferta disponibilă și nu numai atât, și pe plan național au apărut deja câțiva angajatori care preiau o parte din ei. Știu sigur că astăzi pleacă 6 persoane, dacă nu mă înșel, undeva în localitate în Prahova. Încă 10 pentru săptămâna care vine, am înțeles că există un angajator în acest sens și în continuare ne preocupăm, după cum a spus și doamna ministru, până vineri sperăm să avem o soluție pentru ceilalți. Mai sunt persoane care sunt internate în spitalul de rândul lor, în rezultate cu coronavirus? De momentul ăsta știu că nu este nicio persoană internată în spital. Mai sunt 14 persoane la Gălăcea. Mulțumim!